Anul 2023 este unul cât se poate de trist din punct de vedere al fotbaliștilor care și-au pus ghetele în cui. Făcând acest top, pur și simplu am fost lăsat cu gura căscată când am văzut câte nume uriașe au ales să se retragă anul acesta. Așa că astăzi, fără alte introduceri, vom vedea un top 10 al celor mai buni fotbaliști care în 2023 au spus stop fotbalului. Deschidem videoclipul cu cel mai recent nume din acest top. Este vorba despre Eden Hazard, un fotbalist fabulos, care la doar 32 de ani a ales ca acum 2 săptămâni să se retragă din cariera de fotbalist profesionist. După ce a fost dat afară în vară de la Real Madrid, acesta nu și-a mai găsit o altă echipă cu care să continue cariera. Hazard a fost un fotbalist imperial, un fotbalist care în vremea când evolua pentru Lille și mai ales pentru Chelsea era un fotbalist dezechilibrant. Ba chiar, era considerat în anii săi de glorie cel mai bun jucător din Premier League, acesta fiind o adevărată legendă chiar și la naționala Belgiei, pentru care a jucat în peste 120 de meciuri, marcând 33 de goluri. Zlatan Ibrahimović s-a retras. Da, anul 2023 a fost tristul an în care suedezul minune a ajuns la 42 de ani, s-a oprit din a mai juca fotbal. Leul de pe San Siro pot spune că mi-a câștigat respectul fix în momentul în care evolua pentru LA Galaxy. Acesta avea 37 de ani și a promis că dacă va reveni la Milan, rossonerii vor câștiga din nou titlul. Lucru care s-a și întâmplat, deși echipa nu părea deloc pregătită pentru o astfel de performanță. De asemenea, Ibra a evoluat pentru mai multe echipe de top precum Barcelona, Inter Milano, AC Milano, Ajax, PSG sau Manchester United, reușind niște goluri de geniu, iar pentru naționala Suediei putem spune că este un adevărat erou, reușind să marcheze, din punctul meu de vedere, cel mai frumos gol din istoria sportului rege. Cred că acum 7 ani de zile, când am început acest canal de YouTube, deja vorbeam despre italianul Buffon ca fiind pe cale de retragere, însă acesta a șocat pe toată lumea și a jucat până la onorabila vârstă de 45 de ani, o vârstă la care unii fotbaliști deja sunt retrași de mai bine de un deceniu. Buffon a ales să-și încheie cariera la echipa la care a debutat, și anume Parma, unde a fost coechipier cu Denis Mann și Valentin Mihăilă. Ce onoare pe capul lui Buffon, nu-i așa? Știu că pentru unii dintre voi, cel mai mare portar din istorie este Lev Yashin sau poate Manuel Neuer. Însă pentru mine, locul 1 mereu va fi Buffon, pentru cariera de neegalat pe care a avut-o și longevitatea acesteia. Cu siguranță nu este ușor să rămâi la un nivel atât de înalt vreme de aproape 3 decenii. Fix în prima zi a anului 2023, Gerard Piqué, fotbalist care a jucat o viață pentru Barcelona, a șocat și el, anunțându-și retragerea. Piqué, ajuns la 36 de ani, a ales să pună ghetele în cui, iar acum visează să devină președintele Barcelonei într-o bună zi. Spaniolul este cunoscut în lumea showbizului pentru fosta sa relație cu faimoasa Shakira, iar unde ne interesează pe noi, și anume în lumea sportului rege, Piqué a fost un fotbalist de top, cu o vitrină uriașă de trofee, acesta fiind campion european și mondial cu naționala Furiei Roja, de 4 ori câștigător al Ligii Campionilor, campion în Premier League și de 9 ori campion al Spaniei, plus multe alte realizări. Cred că Mesut Ozil a intrat deja în istoria fotbalului ca unul dintre cei mai mari pasatori din toate timpurile. Mijlocașul german cu origini turcești a spus și el în acest an stop fotbalului, fiind ultima dată legitimat la Başakşehir. Campionul mondial din 2014 a avut o carieră, putem spune, oscilantă și cred că ar fi putut face mult mai multe, însă niciodată nu a apărut un fotbalist dornic de a distruge recorduri. Mijlocașul ofensiv și-a început cariera în Bundesliga, de unde a zburat fix la Real Madrid, unde a avut prestații solide, urmând să facă istorie la Arsenal Londra, devenind unul dintre cei mai buni pasatori din istoria Premier League. La
la 1 iulie 2023 și Cesc Fabricas a spus adio fotbalului, cel puțin din punct de vedere al carierei de fotbalist, pentru că deja acesta a început să fie antrenor. Fabricas și-a început cariera de fotbalist profesionist la Barcelona, jucând multe sezoane pentru catalani, dar și pentru Arsenal. Spaniolul în cariera sa a cucerit 2 campionate europene, unul mondial, titluri în Premier League și La Liga, plus alte multe trofee, inclusiv Europa League cu Chelsea. Pe Fabregas mereu l-am văzut ca un mijlocaș de talie mondială care putea să scoată cu lejeritate adversar din joc, avea pase foarte precise și apărea extrem de bine la finalizare. Vă dați seama cum ar arăta un trio la mijlocul terenului cu Mesut Ozil, Cesc Fabricas și David Silva în vârful carierelor lor? Da, următorul fotbalist despre care o să vorbim este David Silva, care la 37 de ani a decis să se retragă. Mijlocașul s-a retras în Spania la Real Sociedad după ce a scris istorie pentru Manchester City, unde este considerat o legendă a clubului. Nu degeaba mijlocașul a primit statuie în fața stadionului Etihad. Silva a fost un adevărat geniu, un fotbalist pe care orice antrenor și l-ar dori. Nu degeaba Guardiola a ținut enorm la acesta. Retragerea lui Diego Godin a trecut destul de neobservată anul acesta, dar de aceea suntem noi aici, ca să punem puțin cariera în vizorul vostru. Tot la 37 de ani a pus și Godin ghetele în cui, evoluând în ultimii săi ani în America de Sud, mai exact în Brazilia și Argentina. În cariera sa, fundașul a jucat cel mai mult și cel mai bine pentru Atletico Madrid, cu care a ajuns de 2 ori în finala UEFA Champions League, câștigând de altfel și mai multe cupe și campionate în Spania, fiind oamenii de top din era lui Diego Simeone la Atletico Madrid. Un alt fundaș extrem de bun în vârful carierei sale, care s-a retras în acest an, este Miranda. Fundașul brazilian în cariera sa a jucat la fel ca Diego Godin pentru Inter Milano și Atletico Madrid, având și 58 de partide în tricoul naționalei Braziliei. Acesta a spus gata carierei sale de fotbalist la vârsta onorabilă de 39 de ani, având o vitrină impresionantă de trofee, printre care numărăm Supercupa Europei, Europa League, titlul în Spania și Cupa Spaniei cu Atletico Madrid, plus mai multe titluri de campion în Brazilia. Terminăm videoclipul cu legenda care s-a lăsat de fotbal pentru a juca golf. Deja știți despre cine este vorba, ultimul fotbalist din video este fostul galactic Gareth Bale, care la 34 de ani s-a retras dintr-o carieră care a fost mare, însă putea fi imensă. Rare ori am văzut un ghinionist mai mare ca Bale. Acesta a fost un colos, un fotbalist supersonic, puternic fizic, dribling excelent, șuturi și driblinguri la superlativ și execuții care mai de care mai spectaculoase. Însă acesta a avut mari probleme la Real Madrid cu accidentările, fiind distrus de acestea, plus anumite probleme cu antrenorii. Și într-un final, galezul, erou național în țara sa, s-a plictisit de sportul rege și a trecut la marea sa pasiune, golful, lăsând în urmă cu foarte multe amintiri, care mai de care mai frumoase. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sunt curios care este fotbalistul prezentat în acest top de care vă pare cel mai mult. Scrieți-mi, vă rog, în comentarii. O să le citesc pe toate și dacă toți sunteți acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare. Mulțumesc!